Salut tuturor și bine v-am regăsit pe canal. Suntem aici cu Blushman. Și de data asta ne jucăm ceva puțin mai diferit. V-am zis că am găsit un joc șmecher. Deja am jucat 2 ore și ceva, Blushman 4 ore și ceva. Adică avem ceva progres la bord, să zic. Este pe înțelesul românilor când văd un joc de genul, hai să zicem, Metin, pentru că este MMORPG. Bine, nu este Metin, dar este în același gen. Acum, episodul ăsta o să fie unul lung, vor apărea episoade destul de rar, dar eu mă voi juca foarte des. V-am zis de mult, eu caut un joc unde să-mi pierd timpul. E bine, ăsta este jocul, sunt foarte multe de făcut. Am abia level 8, Blushman are 23. Și e destul de tare. Dacă vreți să vă alăturați și voi aici cu noi să ne jucăm, aveți jocul, este complet gratuit în descriere. Deci nu o să arate și la voi la fel. Mi-a dat chest deja. Exact. Stai așa să dau sunetul puțin mai încet. Și ce am observat? Eu. Sunteți la nivelul lor. Sunt de nivelul meu, cum ar veni. Pe bune? Deci dacă intrați în grup cu cineva, o să mobi o să fie de același nivel indiferent de mapă cu nivelul pe 23. Care l-are cel mai mare din grup. Stai, fii atent. Ia. Push. Gata. Space, da, și tu cred că ai. Și ideea e că, păi, ei sunt level mare, da, eu sunt level 23. Mic și am 23? Nu. Te-ai urcat și pe la 23. Am 66.000 viață. Lol, ce chestie tare. Deci, dacă voi aveți, bine, ideea cu misiunile sunt puțin mai complicate. Ia, dau mult cu asta? Mamă. Ce nebunie. Ideea e că eu sunt un fel de tank. Sunt paladin. Asta înseamnă că eu am foarte mult viață, apărare, dar am damage-ul moderat. Nu este nici extrem de mare și am abilitate nouă. Nici extrem de mic. Și nici mic de tot. Blushman este Syro chestie. E un fel de necromancer. Magician, wizard, cum vreți voi să ziceți. Are damage extrem de mare, dar moare super rapid față de mine. Dar la damage n-am ce să zic. Ideea e la caracterul ăsta că trebuie jucat de la distanță, nu. Da, și cam de asta ne-am apucat amândoi în același timp, după aia am avut puțină treabă, el s-a mai jucat. Și am zis să fie unul apropiere și unul depărtare, să fie trabajo. Mă, oare drop-ul e tot de nivelul tău? Adică mă gândesc. Ar trebui. Da, e faza nașpa, că nu puteți să jucați deodată, deci să crește deodată. Trebuie întâi să joace unul și după aia celălalt, cum ar veni. Oricum, e puțin mai diferit, de asta am și rămas pe el. E puțin mai diferit față de celelalte MMORPG-uri. N-am murit? Ba da. Modul lui. Acum nu știu cum să vă explicăm. Cine vrea, cine e interesat de vine, poate să-l descarce. Aveți linkul în descriere acolo. Și dacă aveți întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Vă ajut cu ce pot, evident. Uite, înainte nu era chestia asta cu explosiv. Da. Deci se bagă chestii noi. Pe parcursul cum urcați nivel, să dau chestii noi la misiunile pe care le aveți. Le-ați făcut deja, de fapt. Bă, dar de ce nu facem noi manevră? Ce manevră? Păi, doar avem ăștia, nu? Exact. Și eu primisem un cod de cont premium cu o grămadă de mași chestii. Și l-am activat pe un cont greșit. Crudă-i viața. Să știi. Uite, cu atacul ăsta dau 13.000 am dat. Bine, mă cam. Ideea cu contul premiu e că aveți și voi norocul să câștigați cont premiu din chesturile pe care le deschideți. Da, deci chestia asta mă uimi și pe mine. Pentru puteți să luați premiu complet gratuit. Blushman i-a picat prima misiune, parcă, nu? 3 zile. Da, mi-a dat dintr-un action sau ceva genul ăsta. Deci nu din chesturi normale, trebuie să ai niște chesturi totuși mai șmechere.
Și mi-a căzut 3 zile prima. Bine, nu l-am activat. Dar nu sunt mare facilități decât bani în plus, cum ar veni. Când termine o misiune, îți dă mai mulți bani, nu... Mare diferență. Îți văd damage-ul tău, nu? Uite, uite, cufăr bun. Ăsta e un cufăr de boss, da. Gen. Și mi-a dat Emerald of Strength și... că tot vedeți ce acolo că luăm noi niște chestii, knowledge sau cum să numim, niște cartonașe de alea. Cam cu alea faci level în mare. Alea sunt folosite pentru level. Le arătam după la... De fapt, poți să le arăt și acum, dacă dai pe capa și la capital. Merge să te duci și mergi, da. Uite, aici asta e prima chestie pe care o să aveți deblocată și avem aici research. Bam, hâț. A, uite, cam fix. Și îmi crește aici prestigiu și chestiile celelalte. Și când se face ăsta, bam, îmi dă prank și chestii pe acolo. Aici este mapa. Noi acum suntem aici. Asta o facem așa de prezentare, să vedeți. Eu normal am rămas aici. Blushman a terminat, mi se pare, toată partea asta și e la zona nouă. Ok. Nu mai sunt aici. Și mai sunt niște chestii și mai care... Dacă vreți pentru următorul episod, zic eu care sunt mapele alea cu God mode-ul. Păi episodul ăsta mă gândesc să-l fac cam de o oră. Adică eu vreau să mă joc. Oare merge. Și ce îmi place foarte mult aici, progresul caracterului, nu poți să-l faci din, bine, misiunile n-ai cum să le faci dacă nu joci ca la alte jocuri, te duci, vorbești cu NPC-urile și ai misiunea. Ideea aici, ca să-ți dezvolți caracterul, trebuie să bați cât mai mulți mobi. Aveți, uitați în dreapta la mine acolo, penultima misiune, Path of the Paladin. Ca să, după ce fac 100%, îmi deblochează un skill nou și tot așa, la început, ai un skill, mi se pare. Și uitați-vă câte am eu acolo, am o grămadă. Deci cu cât bați mai mulți, când s-a făcut 100%, bam, îți dă skill nou și tot așa, se resetează de fiecare dată și mereu îți dă câte un skill nou. Bine, le schimbi tu cum vrei, dar ideea e că e șmecheră. Și aici ăsta e un boss. Și aici când mori, s-a practic, dus, uite, m-a dat pe tine. Ai murit? Da, am murit și am vrut să văd și cum e chestia asta. Deci când mori într-o misiune, te respawnează după ce a bătut boss-ul respectiv la penultimul boss. Interesant. Da, deci mie îmi place asta, nu știam, am citit pe el că trebuie să ții apăsat, eu doar îl apăsam puțin. Eu da, pe știi, dacă... V-ul, nu? Uite, mi-a dat un skill nou, Purification. V-ul, nu știu, eu mi le-am pus diferit. Și... Mi-a dat unul nou. Am Eru. L-am Eru. A, și să vedeți că poți să schimbi caracterul, deci nu prea contează ce tip. Da, asta e o chestie șmecheră rău. Am luat beacon și chest. Ia uite ce am eu. What? E coada la animalul ăla. Da, deci după ce ajungi la un anumit nivel, mobii o să vă dropeze lucruri din astea șmechere. Cum se numește? Uite, deci chestia asta pe mine m-a lăsat puțin țăcănit. Uite, acum sunt și eu... nu, stai. Trebuie să-l bătem pe ăsta. Stai așa să bagă aia. Deci iubesc skill-ul ăsta. E prea tare. Și shift-ul e pentru... ca să vă feriți. Îi dau R? I-am dat R. Ia, hai să vedem. Brooch of Strength, asta n-am mai avut. Asta e ceva nou. Stai așa. Da. Și uitați-vă, acum sunt la fel ca el. Am aceeași clasă ca el. Pur și simplu, te schimbi instant. Bă, dar chiar, tu te-ai jucat până acum cu Lightbinder ăsta? Nu l-am încercat, dar ideea e că parcă la fiecare final de mapă... Hai să vedem care-i treaba. Uite... Bă, what? 2800 și n-am absolut nimic pe el. Ideea e că la fiecare final de mapă îți dă o cutie mai interesantă care îți dă câte o armă pentru fiecare clasă, cum ar veni. Bă, eu pe și ăsta. Numai paladinul meu dă puțin.
Da, dar dacă te gândești, e tank. Păi ăsta văd că are mai puțină viață ca tine, mi Uite, se mie pare, mi-a dat nu? la 4.000, așa, dintr-o bucată numai. Deci asta e faza, că tu ca paladin nu mori așa rapid, dar restul No, caracterilor ți-am zis, mor eu mă rapid, chiar băteam dacă în un... mapele alea cu câte 4-5, n-avem treabă. Ia uite, și Ce vezi, face înainte 2-1? nu era chestia asta de blocat aici. Uite, dau 470 cu click-ul, normal. Pe bombița aia, tu cât dai pe bombiță? Eu dau cam 600. Stai să vă pe bombiță? Tot așa, 400. Pe ăștia dau mai mult. Și eu pe ăsta n-am absolut nimic pus. Cred că ăsta are damage mai mare ca al tău. Da, da, ești suport totuși. Deci crește că moare mult mai rapid. Și atacă ca lumea, văd. Mamă, mamă, cât dă cu click dreapta! Dar vezi că pumpița aia se regenerează cum ar veni. Cred. Cât dai cu click dreapta, fără critic? Undeva la 2000. 2000. 2000-2300, cam așa. E tu. 5100 critic. Eu fără critică dau, am dat 5400. Da bine, totuși nu, e suport și te gândești treaba. Că moare. A, 1800. Repede. Nu știu, câteodată badă mult, ba nu dă. Da, și uite da, aici, drop. Da, e destul de ciudat, uite, quest completed. Păi e tare și clasa asta. Dar eu am toate itemele pe ăla. Da, asta e ideea. A, ba nu, 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 s-au pus pe ăsta. Stai așa că mai îmi pun ceva. Maximum stamina, general defense. O să-mi crească iar viața. Hai că mă da, pun ideea e că paladinul meu. Trebuie să știi și cum să ți le pui, cum ar veni. Gata. Paladinul meu înapoi. Hai să mergem. Apropo, dacă e să vă jucați cu prietenii, nu puteți face parte de la... Pardon, de la început trebuie să deblocați o misiune numită Ally. Ally, ceva de genul ăsta. Ca să puteți să vă jucați alături de prieteni, adică cum am intrat eu cu Blushman. Până atunci o să fie puțin mai complicat, bine? Jocul nu e simplu. Jocul e pentru toată. E simplu, destul de simplu joc. Mă refer, nu e ca celelalte, a intrat level 1, party te crește. Ca da. Majoritatea da, memory parcă se poate chestia asta. Am văzut o opțiune, dar trebuie să fie la, cred că, level extrem de mare. Dacă te gândești, nu prea are cum să te crească. Că tu nu e XP per mob. Adică aici nu există, da. Aici nu există sistem de experiență când omori, când ataci, ca pe restul. Exact, ce interesant. Știi ce joc e șmecher? Guild Wars 2. Da, ăla e cu bani. Da, e șmecher de tot. Ăla jucam cu fratele. Stai așa că mă duc cu aerul. Care e faza? Dacă te gândești, e mult mai ok jocul ăsta față de altele, pentru că e super deschis pentru orice persoană. Adică am jucat MMORPG-uri la care intram și eram la modul ce fac în jocul ăsta, știi? Da. Cred că ai viața. Da. Dacă m-am blindat. Da, da, și audă, nu se încurcă, adică nici nu pot să mă mișc. M-a aruncat direct asta în inimile aia. Sunt o mică larvă. M-a transformat adică? În ceva larvă. Stau 20 de secunde aici nemișcat. Înțeles, lasă că eu dau eu până atunci. Ce urât e. Ia, fii atent, am niște dalea care cred că dau stun. Aha, da, e stun, mă ridic. 4600. Uite, mie mi-a dat 9000. Am luat o sabie șmecheră, ia. Stai așa. Hai să vedem. Bag. Vezi, aici ar fi tare, stai să văd. Using, bă, uite, îmi dă heal bon. De ce îmi dai battle aici? Pentru că avem același nivel. Stai așa, lasă-mă puțin. Nu începe să te bați bine? Nu, da, stai niște. Main critical bonus, main damage, ok. E bine, am pus-o bine. Ok. Și... ce am schimbat? Artefactul, what? Stai, ce-mi dădea celălalt? Cum am schimbat?
If the target is by the damage inflicting is by by heal bonus 21% și ăsta îmi dă 21. Ok, nu știu ce. Deci nu e o sabie, e un artefact. Fără R, ok, că nu l-am. Să fie o luptă corectă. Nu l-am, uite. Nu, uite, ce, deci nu arată mai și mai chiar asta. Costumul ăla? Ah, da, dar chiar, aici costumele sunt gratuite. Da, deci ce ai șansa să spice din acele cufere pe care le deschizi. Eu cu ăsta mă jucăm. Cu ăsta, ăsta e costumul, normal. 3. Scuze, 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 scuze. Dă-mi și tu unul, dă-mi un 1. Atât? A, am scutul. No. Hai de-i. Acum așa, hai, gata. Hai. 400. 3, 3, 2, 1. Hai de-i friz. Ai, vezi ce o păi paladinul ăsta, să zici așa. Da, uite, eu pot să... Ai, am zis că eu pot să dau ție, mamă! Știi, da? Mamă! Da, de unde? Mamă! Fii atent că nu mi-ai scos încă armura! A, te... am pierdut. Nu mi-ai scos încă armura! Eu știu ce zici, asta e ideea, că paladinul e super OP, deci chiar deci dacă are damage... Rezistă! Reziste, ce zic. E nebunie tare, e șmecher. Dar la mobi, bine, să zicem, ăsta o fi bun în PvP. Dar PV, crede-mă, că mă chinui cu el. Da, eu te înțeleg, dar vezi de asta. Hai să, da, de ce n-am terminat insula? Ba, păi trebuie să lef. Nu, nu, n-am făcut semnul emisiunile alea acolo. Grup bonus, pam, pam, pam. Accept. De ce îmi dă? A, lupt. Uite, și mi-a dat, mie mi-a dat 10, 9600, ții cât ți-a dat? 9000, tu ai premium activat. Nu, mi-a, uite, să fac poză și scrie without premium 6000 și zice, uite, premium îmi dădea 12000. What? Cum ai luat atât? Deci n-am premium activat. Lol. No, nu, mi-a, nu mi-a dat, mi-a dat 4600 de biștari. Cred că depinde și bine, de probabil din cauza că era și... Da, și asta probabil că tu ai dat mai mult. Ia, unde, unde vedeam chestiile alea? Parcă... Y Battle History. Mi s-a blocat pe ecran. Nu, uite, damage inflicted. A, dar nu, asta e altceva. Teme... Acum tu ai fost ăla care a primit enorm de mult damage. Dar ce? Nu, nu, nu-s ca lumea, n-ai recum nu, să nu, fii dat. Nu, nu, stai un pic, că ăsta a fost duelul, fight 48, dai în stânga și o să vezi că e acum mai chestia aia cu... Asta e, fight 48, mă rog, un fight înainte de ăsta, că fight 48 fight e duelul today, nou. Fight today, fight, fight, fight... Atâtea fighteri. Ăsta e ultima acum, când ne-am bătut, nu? Da, da, e ultima acum. Ți-am dat 45.000. Da, și eu ți-am dat 5.000. Hai să vedem. Bine, și pe aici e chestii cu bronz. Stai să văd dacă mai am eu. Asta e mapa. Ok, trebuie să mă învăț cu meniul ăsta. Mă cam bate. Câte de alea am? 144. Ok. Haide să facem. Ce moftică, nu putem să facem pe aia. Apa aia ta. Era da. Interesant, știi? Facem Monkey Island? Oricare. Unusual item și... Ok. Hai da. Accept. Și după aia duc... Să te pui și tu să le faci solo pe ale tale, păi că da, ai putea să... Le fac după. Da. Asta... Nu este. Da, ca lumea că mi-a picat artefactul ăla. Misiunea asta nu o să o iei niciodată, aveam un buc cu animalul ăla, Doamne ferește. Ce se întâmplă oare dacă stingem toate astea? Că merg extinse. Ah, ba nu. No, deci iubesc atacul ăla. Atac în toate, toate direcțiile posibile.
Și aveți că vezi când mai apare aici în spate, uite chestiile astea. Ce-s cu florile astea? Apar ele, practic, ca un fel de... Mysterious Trophy. Unstable Eman... Ce nu e, bă? De când sunt astea? Ce misterie? Stai un pic, cum arată? Nu, scria pe ecran că am luat ceva. A, Mysterious Trophy, alea albastre, alea verzi sunt niște... De la evenimentul ăsta nou, cred că. A, ce-mi place să fiu de levelul tău. Să știi, eu pe... 71.000. Asta e interesant dacă juc... Ascultați povestea, nu ca noi... Da, noi am dat skip. Pe mine m-a interesat să văd jocul, ca să nu-mi pierd timp, că mi-am mai luat buleli. Bine, acum nu știu cât de mult știți voi, dar mie chiar îmi plac mai mult RPG-urile. Și am încercat o grămadă, puteți să vedeți pe Steam, nu, cel mai probabil. Și da, mi-am luat buleli mari. Foarte multe jocuri care se random. Și uite, arată-le mânuța asta care... Nu, nu prea apucat nimeni să o vadă. Acționată veia, ok. Merge caracterul, a luat o raznă. Da, se mai întâmplă chestia asta. Stai, de când am iat acolo? What? Ce-oi? Nu știu, am atacuri noi pe aici. Dacă tu cresc, păi nu. Îmi păstrez iarul pentru boss. Nu, aerul n-are rost să-l dați decât în situații critice. Aia e un fel de ultimată și pentru 8 minute... Na. Am mai făcut zil. Am luat... ok. Fii atent, am primit o robă. Da, primești chestiile astea. Că am și mai ales acum că eventul de Valentine's. E costum? Fii atent, dă-i pe I și dă-i la bag. Am primit, am primit un costum și mai chiar. Da, nu mă prea interesez. Și am uitat să le zic la băieți, din mystery box-urile alea care ți le dă, poți să-ți spui chest-uri mai bune. Am două până acum. Da, uite, ancient alea. Și uite, fii atent, dacă deschizi mystery trophy ăla, îți poate da niște rubine, cum ar veni. Și dacă dai pe N, ai shop. Și dai acolo la event, și dacă strângi cât mai multe din alea de event, poți să-ți cumperi, știi? Da, și un dau euro pe ăsta. I-am dat 9000, așa lejer. Oh, deci atacul ăsta îmi place. Mie-mi place tureta asta. 16000 i-am dat. Cu ăla. 16000 pe atac, wow. Da, aparent paladinul e nasol level mic, dar level mare e chiar... În chiar... general, cam asta e un clișeu a jocurilor MMORPG, știi? Tankurile slabe la level mic, dar bune la level mare. Aia, până la urmă... asta... Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa, stai, stai! Ce? Stai că mi-a dat Itai să biu-i, cred că. Bloc 10%, a mea ce are alt damage 10%. Uite, mi-a dat ceva mult mai bun decât ceea ce aveam. Mie nu. Adică, îmi scade damage-ul. Dar îmi crește... Da, nu, 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 ok, rămân pe damage, așa am damage-ul pricăjit. Let's go. Collect Unstable Emanation. Te și eu, te. Opa! Eliminate the Punisher. Dispară. Continue scouting. Astea. Vezi, asta e ideea, că dacă dai de un grup din ăsta... Astea trebuie să le colectăm, încă unul și facem o misiune. Uite, vezi, asta e partea o pelă asta, că cu două din astea s-au dus băieții. Gata, ok, am făcut o misiune și trebuie să eliminăm Punisherii, nu știu ce vrea să însemne asta. Da, adică-s boss ăștia, cred că mai e încă unul. Păi... Probabil. Probabil că da. Și uite astea... Ce să le... Da, odată nu le-ai distrus. Nu, atunci... Nu s-a pus la misiune.
Dar vezi că avem alte misiuni față de data trecută, e destul de tare ca să schimbe. Da, depinde de, da, cum v-am zis, cu cât creșteți în level, cu atât o să se schimbe misiunile. Și dacă intrați cu unul de tier 90 și voi sunteți tier 8, o să fiți tier 90. Iar mi-a mai dat un cufăr, colecție, am 3 deja. Păi de aia zic, le colecționez și la final le strâng, la final de meci, cum ar veni, știi? De asta vă sugerez că la finalul fiecărei misiuni să vă distrați un pic cu cuferile alea, să mai dați un... Continue scouting. Cred că iar o să găsim misiunea insulei. Că nu mai e, hai numai să continui, știi cum ar veni. Da, poate ne dă ceva? Alte da, îți dă mai mult bani, cum ar veni. Ia da, mare mână. 3 loot. Că aici deja te pune, știi, cont plimbă. Stai că iară merge caracterul țăndări. Da, știu. Aici deci, nu e ultimul boss, nu? Nu. E la de se bagă sub pământ și au. Douăzeci de mii. Tati. Nu, nu te duci. Săracu. I-am distrus visele. Faza să aveți grijă la fiecare final de mapă. Oh, cât de mei, cât damage absorb, am absorbit 15.000. Bă, vezi că fuge bulangiu, nu? Nu fugi. Ok, mi-am luat viață. Și nu mai știu treabă. Ia, așa. Hai că mai am și dat atacul. Ce ne dă? Safiro Strem. Am săturat de astea. Da, dar ideea e că trebuie să te uiți cu shift-ul le compar, știi? Da, da, nu spre cine știe ce. Te ajută, că nu poate să, dacă ți-ar da armă din fiecare în fiecare loot, ar fi prea OP. Dar cum ține, la fiecare sfârșit de mapă din aia îți dă... Go to the center of the island. Unde e asta, mă? Cum ajungem? Păi, se pui punctul ăla verde din sus de acolo, încă 115 metri. Trebuie să ajungem... Adică aș vrea să facem toate misiunile. Păi alea, aia ar fi ultima. Mai e boss-ul ăla aici oare? Ia. Că știi că data trecută era un boss aici jos. Da. Uite-te în spatele tău, e o mânuță. Da, am văzut, am văzut. Bine, bine. Era, dar acum nu mai e niciun boss, cred că. Bă, da, bă, da, uite-l, uite-l. Păi e un boss acolo, aici, da, da, da. Tot ăla. Stai un pic să-i fac așa o schemă. Vezi? Bam! Ține-l acolo, că e în... Ei, da, aici. Uite, am abilitate și dă undeva la 20.000. A, da, pe jos. Sau nu puteam să mă mișc. Oh, da, dă. Am activat inventar. Hai, în spatele tău, viață, cât vrei. Dar mi-am băgat armura. Ok. Problema e că mă dă pe jos și mă necăjește. Amulet of Strength. Emerald of Fate. Dar ție ți le dă triunghiuri sau ți le dă romburi? Păi în funcție de ce item îți dă, cred că. Maximum stamina, wow, e mai bună ca a mea asta. E mult mai bună ca a mea. De zic asta, că în cazul în care intrați cu cineva de tier mai mare, vă faceți iteme bune. Câte dash-uri de alea ai tu? 3? Le am pe toate. Nu, dash. De câte ori păsa pe shift cu W să fugi. A, 3, da, 3. Mi se pare că am 4 de la muleta aia. Mi se pare, nu știu. Da, am 4, am 4. De la amuleta asta care tocmai mi-a picat. Dar oricum, sunt chestii șmecre în jocul ăsta, mai ales când ești tier mare. Da, e nasul că nu poți să le vinzi cu un preț ca lumea. Îți dă 30 de bonus de aia. Stai așa, mergem acolo unde ne zice, dar să nu interacționăm cu boss-ul ăla, să-mi crezi ce misiune ne dă. Eliminate the dead. Okay. Revenger. Ok. Bravo, Jeff. Ne băgăm pe el? Mamă. A, tu ai și țărit. Mai vine o mână.
Vin două mânuțe. Una e de lui viață. Și una vine pe mine. Mai vine una aici. Hai că la 6 viață. Bine, nu înțeleg de ce le-au făcut atâta și părți mă nu ia, dacă câteva milioane pe bară. Sunt în aer, zbor frumos. Ca să te bucuri tu. Că nu trebuie să stai 15.000 de ani să-i dai, știi? Am uitat să țin aia. Eu m-am obișnuit deja cu ținutul, știu, când dau vouă trebuie să-l țin. Nu, te duci să-i dai viață. Așa. Dacă am zburat amândoi. 18k mi-a dat stun. Stai așa, atât? A, am făcut... Ba nu, mai aveam una de făcut, cred că. Nu știu ce mai Ruby of Strength. Adică nu arată acolo completat. Știu, îi dăm pe F să vedem? Păi, nu avem ceva ce să facem, hai să vedem. 3000 S, fii atent, am luat-o maxim. Da, deci le-am făcut 5.000 toate. Total. Fuuu, ca lumea. Bam, accept. Și arată-le la băieți chestia aia, să poate mai crești în tier cu... Păi acum mă duc să văd. La capital. Ia hai să vedem, mă băieți. Un rank button. Ok. Am usat butonul bun. Aici, bam. Tower, avem 300, prestige atât, și dăm, și nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic. Ce e ce, m-am cu ceva? Am primit un cufăr, cred că, la ritual. Fii atent. Crești da, la și cu ritualele. Mhm. Că mi-am spart toți banii, nu? Pe da. Dacă dai pe capa, îți separ acolo în stânga, basic account. Știi? A, de uite, cum câștă premium. Și uite, cât îți arată la curent premium rank? 1. Păi, atâta mi-arată și mie. Și mi spune că premium este inactiv. Da, am premium. Dar dacă, uite, dacă dai pe capa să vadă băieții la bastion... Zi. Deci, am, fii atent. Am 11 cufere de alea. Misterios și două ancient dale. Deschide misterios ala, poți să-ți dea destul de bănuți? Stai așa să văd, asta e mai bună ca a mea. Main damage nu-mi trebuie. Nu, hai să vând ce nu am nevoie. Primești 30 de bănuți. Banii se fac greu. Relativ. Depinde. Totuși. Așa. Hai să deschidem, mă băieți. Mi-a picat poțiune. Mi-au dat bănuți și o chestie. Mi-a picat o capsulă. Bine, arată aici ce pică. Nu mi-a picat nimic bun din cuferele alea. Hai să vedem. Mi-am 4.000 de bănuți. Și un paper plus încă 4600 de bănuți. Și astea îmi trebuie 10. Ca să fac un magical chest. Și mai am o chestie. Mi-a dat ok. Da, îți pot pica și din mystery quest-urile alea. Mystery chest, pardon. Am Valentine's card. Da. Adept relic. Și cum o pot să o port? Ia uite băi, cred că... Nu știu care-i treaba. Stai că mă duc să fac prestige 10. Păi prestige 10 și stai să văd. Cred că uite de la... Stai să văd aici. Gata, am făcut prestige 10. Cred că deja de la a doua insulă... Unde ai tu cu Facility 902. Parcă după ce termin pe aia, cred că poți să intri în temple din astea. Și atunci ești la modul... Interesant. Spark Transformation.
Ok. Da, am făcut ăla. Am 11.000 viață acum. E mai ok. Și atent. O să mă duc să fac solo alea. Uite, poți să intri oare? Stai un pic, să încerc ceva. A, ieșit. O să fac la Hespilat Temple din ăsta. Să vezi dacă putem să intrăm amândoi? Aha, stai să văd. Eu am dat join să văd. Cum nu cred că mai merge să mă invizi după ce ai dat pe el deja. Știu, știu, dar vreau să văd cum e la modul... Aoleo. Bă, e cineva aici, mă crezi că are 700 de milioane viață? Hmm. Are level 115. Prietene. Prietene, te-ai plictisit, cred că. Așa, hai să continuăm și noi facilitatea chestia asta. E de 6, eu am 10, deci e bine. Mă duc și eu să fac misiunile astea pe care le mai am. Îi scot rapid? Îi scot. Relativ. Da, i-am scos cu un atac. Special Stone mi-a dat. Asta nu e de la misiune, nu? Nu. Știi ce cred eu? Uite, am intrat la un templu din ăsta. Ideea e că la templele astea ai nevoie, cred că, de level extrem de mare. Probabil o fi ceva... cea mai wow, știi? Mm-hmm, da, deci templele alea sunt cele mai șmechere chestii. Din joc, deci dacă vreți să vă distrați, faceți level mare. E lungă facilitatea 902? Nu, no, sunt destul de scurte. În general durează maxim 10 minute pe fiecare nivel. Destul de puțin. De zic, într-un MMORPG... Încă am găsit un boss. 13.000 viață. Nu, no, mai am eu același damage ca la levelul altul. Păi de zic. Ce dar viață, totuși, era. În timp ajungi, că îți ia cât o oră. Mă, dacă ai bani, faci. Da. Fan de aia, cu aia văd că crești rapid. E cu ce-o fiam. Da, dar ideea cum am zis, dacă aveți noroc, puteți să și faceți premium și la premium vă dublează cum ar veni banii la fiecare misiune făcută. Ai o pelă. Dar eu nu înțeleg de ce, nu ți-l activezi. Sau ai putea de fapt când ai level mai mare să de faci mai ca lumea. Dar oricum eu fac mulți bani, știi? Că pe lângă premiul ăla de 3 zile, parcă îți dă și mulți bani. Mă, relativ... Și tu poți să ai bani, dar să nu se activezi premiul. Să fie rău strângher. Canon. Te-ai juvești tu cu Canon-ul ăla? Ce-a zis? Mi-a dat un Canon. Stai un pic să mă uit la ceva. Nu o să stau cu cutscene-urile, îmi pare rău, dar... Mamă, dar ce OP e chestia asta. Uite, ăsta aici e Academie. Șmecherie. LOL, stai că am luat un tun care e prea OP. A, și uite, spațiile alea din inventar ți le deschizi cu bani. Vor veni. Da, alea știu. Stai un pic să dau aici la asta. Dacă vreau să cumpăr... Ia uite, bă, băieți, puteți să cumpărați și cu Paysafe premium din asta. Lol. Bine, momentan nu recomand nimănui să bage bani în... Bine, nu, dar zic așa, dacă îi prind pe ei jocul, știi? Puteți să vă luați, uite, de 4 euro o săptămână. Atât? Da. Bine, la 10 euro ți iei 30 de zile, cum ar veni. Nu e extrem de scump, dar... Dar la ideea mea de a nu băga banii în joc. Oho, no, mi-a dat un cufăr. Ce naiba, mare șarpe ce mi-a dat. Nu ceva șerpoi. Măi, scui, place și pasionat. Ăsta-i boss? Boss, dăm în el.
Da bine, oricum, cred că... S-a spart serverul. Cam ca la orice MMORPG, cam trebuie, ești o forțat. Să ce? Bagi. Nu neapărat, depinde cum joci. Și depinde câtă răbdare ai. Da, că bine, ajungi probabil la nivel la care trebuie totul să mai farmezi puțin înainte de... Păi dacă n-ai farma, n-ar fi farmec. Asta zic. Gata, și cu ăștia luăm și astea. Nu mi-a mai dat, nu mi-a mai dat să bivuță de aia șmecheră. Hai să-i scoatem și pe ăștia. Gata? Gata. Clean... Ok. Ok, trebuie să-i scoatem pe ăștia, nu e niciun boss pe aici. S-a întors și n-am mai dat eu damage la ăia. Până asta n-atacă, mă, ce face? Am înțeles. Băiatul meu stă cam o muie. Cel mai bun cu echipier pe care l-am la misiune. Ce te lași? Ți-o dau cu echipier? E, ce o fi ăsta aici? Da, ui... Gata, știu. Da, și că... Cred că trebuia să-l duc pe el aici. Eliminate... Carus Chaos. Păi sunt în partea asta înaltă, frate. Sunt în partea asta. Trebuie să fac ceva cu ăla? Nu, cred că nu, lasă acolo să putrezească. Mamă, ăsta are 12 dalea de viață. Am înțeles. Ok, l-am ajutat pe ăla. Să plece. Ne-am băgat scuturile, suntem gata de atac. E destul de lungă misiunea, dar am luat 3 chesturi, mi se pare, până acum. Păi da, ideea, chiar dacă sunt misiuni mai lungi, cum ar veni, ți iei destul de mult bonus pe ele. Hai că le-am dat-o la show. Are puțin și e trabajo. Deci îmi place cam buff-urile astea de apărare, geniale. Ok. Uite, vezi buff-uri pe care eu nu le am, am un singur buff de apărare. Sword. Leave the station. Ah, ok, bine. F, hai să vedem. Am făcut-o direct cu stele, cu d-alea. Nu, ți-a dat stele sau ceva? Mi-a dat, nu știu, de la misiune ce-o fi fost acum. Mă duc să duc asta. Nu, ideea e că misiunile încet, încet devin să... din ce în ce mai lungi, cum ar veni. Da. Asta am observat că... Bine, și ai și mai multe facilități și mai departe, dar... Am uitat să dau launch și eu tot așteptam. Cream că e un loading screen. Pa, pam, pa, pa, pam. Bun, trebuie să mă duc să vorbesc cu... Plus, to search for așa, clear, clear. Ok. Până atunci, hai să vedem noi aici ce avem. Capital. Câte de astea? 300. Ok. A, ești, a, ok. N-am 2000? Nu, n-am niciunul de ăsta. Victory Medal. Where your followers can leave their offerings.
Ok, hai să vedem. Aici. Bloc 10%, iară mi-a dat ceva ce nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie, nope. Uite, mi-a dat din cufăr de la normal, mi-a dat unul blană. Din ăla mi-a dat... Nu mi-a dat mai nimic. Eu ți-am zis că îți dau băieții șmecherii din alea. Lucru care mi se pare foarte tare. Și din cufărele alea... Verzi cum ar veni din marele alea. Verzi poate să spui, poți să spui rubine sau ceva genul. Rubine pentru noi un eveniment cu care poți să-ți iei lucruri șmecheri. Mai am puțin și fac aici, mai este de new rank 300, ok. Trebuie să merg la aia neapărat. Băi, băieți, cam aici vă las cu episodul ăsta. Deci găsiți jocul în descriere dacă... Până attachment. Dacă mă dă aici. Dacă v-a plăcut, l-aveți și voi în descriere să vă puteți juca. Cred că astea sale. E ca asta. Ok, o să mă uit peste. Stage 2. Stage 1. Păi și asta cum ajunge stage 2? Cred că sunt random. Și în fine, ne vedem data viitoare. Baftă, pa, 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 pam.